Parlamentul a fost spart azi noapte. Un cetățean străin beat a sărit gardul, a spart un geam și a intrat în sediul Curții Constituționale. Individul a rămas înăuntru și a fost descoperit de SPP. Colega mea, Gabriela Mihai, știe toate detaliile despre acest subiect. Gabi, cum a fost posibil acest incident? Te rog. Am găsit în aceste momente cetățeanul irlandez, se află la secția 17 de poliție și așteaptă anchetatorii ca acesta să se trezească fiind într-o stare avansată de ebrietate, astfel încât să poată face audierile. Pot să vă spun că bărbatul, cetățean irlandez, în vârstă de 27 de ani, a ajuns în țara noastră ieri dimineață, în jurul orei 8. Ulterior a fost în centrul vechi, la o petrecere, acolo unde a stat până în jurul orei 22, atunci când a plecat din centrul vechi și se pare că acesta a sărit gardul Parlamentului, a traversat toată curtea Parlamentului și s-a cățărat pe clădirea Parlamentului, în clădirea Curții Constituționale, mai exact, din această clădire, iar acolo a spart un geam și a avut acces în clădire. Imediat, ofițerii din cadrul Serviciului de Protecție și Pază l-au prins pe cetățeanul irlandez. În această dimineață, în jurul orei 4, a avut loc acest incident. Cetățeanul irlandez nu își aduce aminte ce a făcut între orele 22 și 4 dimineața, de când a plecat de la petrecerea din centrul vechi și până când a ajuns să intre prin efracție în clădirea Parlamentului, însă le-ar fi spus anchetatorilor într-o primă fază că a crezut că se află la hotelul la care era cazat. De altfel, planurile cetățeanului irlandez erau astăzi să meargă la Brașov la niște prieteni. Acesta a venit în țara noastră împreună cu un alt prieten de-al său, care de altfel a fost găsit la hotelul la care cei doi erau cazați. În aceste momente, așa cum spuneam, anchetatorii așteaptă ca cetățeanul irlandez să își revină din starea de ebrietate, astfel încât ulterior să îl audieze. Vom vedea cât va dura această procedură și totodată vom vedea dacă anchetatorii vor considera că în cazul cetățeanului irlandez, pe numele căruia de altfel s-a și deschis un dosar penal, se impune și o reținere. Da, mulțumesc, Gabi Mihai, și încercăm să aflăm mai multe detalii despre ancheta aflată în desfășurare de la Diana Sarca, purtător de cuvânt al Poliției Române. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Așadar, ce informații aveți și cum a fost posibil, doamna Sarca, ca un individ să ajungă, iată, în clădirea administrativă, în cea mai mare clădire administrativă din România, până la urmă? Aceste elemente fac dosarului, aceste elemente sunt obiectul unui dosar penal, așa cum a precizat și colega dumneavoastră. Și urmează ca împreună cu parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5 să se stabilească situația de fapt și de drept, adică ce anume s-a întâmplat, cum anume a fost posibil ca acest bărbat să pătrundă în clădire. Cert este că în această dimineață, în jurul orei 4, personalul se asigură paza interioară a Palatului Parlamentului, a sesizat secția 17 poliție cu privire la faptul că au depistat în interior un bărbat aflat în vădită stare de ebrietate. Iar din primele verificări s-a stabilit că acesta ar fi pătruns în curte prin escaladarea gardului, iar ulterior ar fi spart un geam și așa a intrat. Bărbatul a fost imobilizat, a fost condus la secția 17, urmează mai multe audieri, precum și mai multe alte activități procedurale, urmând ca la finalul acestora să vă comunicăm măsurile adoptate. Știți cumva ce a declarat până în prezent bărbatul colegilor dumneavoastră? Sunt date ce țin strict de anchetă, ele trebuie coroborate cu alte date obținute fie din audieri, fie din investigații și abia după aceea putem spune care este varianta reală, ce anume s-a întâmplat în această dimineață. Da, suntem extrem de curioși să aflăm și noi până la urmă acest finalul acestei anchete și să vedem cum de-a reușit un bărbat să sară gardul, iată, la Palatul Parlamentului și chiar să pătrundă în clădire. Mulțumesc mult, Diana Sarca, de la Poliția Română.